convocat la o ședință ordinară, având în vedere că dosarul de ședință a fost primit de către fiecare consilier, cer permisiunea să nu mai citesc ordinea de zi, deoarece este tot scoasă, să trecem direct la aprobare ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Vom trece în continuare la aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare. Ședința extraordinară și ședința ordinară de luna trecută. De-a. Referitor la procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.02. Dacă, în urma lecturării acelui proces verbal, aveți cumva de făcut unele observații, remarci sau comentarii. Vă rog. Deci, trecem la adoptarea procesului verbal. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă nu sunt. Procesul verbal al ședinței de îndată, din data 21.03.2018, vis-a-vis de acest proces verbal, dacă careva dintre noastre are discuție. Mulțumesc. Cine este pentru? Abținere împotrivă nimeni. Deci au fost amândoate. Nu am fost la ședinței. Da, deci domnul... Desemnarea domnului consilier Denghe Marius Delian, președinte de ședință pe luna aprilie 2018. Deci, articolul acestui hotărâri, proiect de hotărâri, domnul consilier Denghe Marius Delian este ales președinte de ședință pe luna aprilie 2018. Sunteți de acord? Împotriva. Trecem la următorul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local de anul 2018. Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă sunt doar de curând. Vă rog, dacă vă scrieți la punct. Domnul Sfânt, altcineva? Mai doriți careva? Domnul Vasa. Vă rog, domnul Sărăi. O întrebare aici, la acest plan, văd la punctul 3, lucrări de întreținere a zonei centrale comunei de produs și în bază de dispensar urban, școală, grădiniță, spații publice. Uman. Poteți? Uman. Dispensar uman. Dispensar uman, da. Aceștia nu își fac ei singuri întreținerea și curățenie, dispensarul și școala. Conform planului care am făcut, va fi responsabilizat, va fi responsabilizat și deci s-a învățat noi să facem pe moment curățenie. Nu văd și... corect. Deci școala trebuie să-și facă ca oamenilor, dispensarul trebuie să-și facă ca oamenilor, și așa, va fi gratis. Da, atât. Mulțumim, același punct 3, eu am urmărat din da. Din ce știți, nu ne putem baza în momentul în care nu deci, se face. Deci, în interior, noi am discutat ieri pe comisie. Am spus că în interior vor face și exterior vor fi cei la 416. Dar eu altceva vreau să spunez. Ieri m-am încontrat puțin cu doamna Fostolacie. Și am spus, s-au zis că în fiecare zi face doamna. Ei, doamnă, am să vă spun și am să vin și cu registrarea de cameră. Chiar am plătit eu omul de la domnul Cătălin. L-am plătit eu și-a strâns gunoiul din față. Da, s-a strâns cu vâzgâi Gheorghe. Mă rog, nu știu ce vâzgâi a făcut. Dar nu știu ce s-a strâns. El, omul a venit cu toberon și-a strâns. Și vă rog frumos un moment, vă zici, da? Mulțumesc frumos. Dar nu vă contrazic, vă dau detalii, dar trebuie ce mă spune poate. Să fie frumos, ca dumneavoastră să nu mai acuzați. Despre asta e vorba. Deci dacă vă răspund, nu înseamnă că vă contrez. Clar. Domnul Vatalo, deci aș dori ca
acest termen de realizare să se respectă, iar relativ la resurse, pe lângă beneficiarele din legii 416, să fie raportat sau obligați toți cetățenii comuni ca în fața cozilor, în fața rigorii să facă toată lumea, nu numai cei care vin de la legea 16 să facă curând, să facă toată lumea. Este prevăzut în lucrul este de la legea 8. Bine. Asta depinde și de educația fiilor. Le zic eu că trebuie să educația trebuie să o facem, cum am mai spus, cu niște brillante care trebuie să responsabilizăm și cu oamenii. Și în școală. O parte din mizerie vor reprezenta brillantele. Aici trebuie să adaug eu ceva. Am uitat, nu cred că era momentul, dar trebuie să adaug. E problema la noi, la tot cu lemnele. Se aduc lemnele, se lasă în fața. Știți că avem o hotărâre de Consiliul Local de care 48 de ore. Mă, 48 de ore cred că e puțin. Că e 4 zile, dar cine ține o lună de zile trebuie. Da, e o problemă, într-adevăr. Palast, lemne și așa mai departe. Nu e normal. Drumurile sunt înguste. Da. Da. Revenim asupra hotărârii de Consiliul Local. O aprobăm pe cea de 48 de ore și cum ceva la 70 de ore. Da? Da. Deja am făcut niște cliente în care se responsabilizăm pe fiecare și când deja am făcut. Deci nu e funcționare în primărie, trimiși la față, rog, atenționat. Omul, domnule, câteva, două zile, trebuie să fie bine legată. Da. Sunt sezoane când se pune probleme și atunci ai plis. Da. Obicei, mă, doi ani. Interventor, care a făcut acest punct? Cine este pentru proiectășurile de... Împotrivă? Abțineți? Deci, la următorul punct de ordine a zis, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personale ai persoanelor handicap pe anul 2018. Mă înscrie la un contact sunt. Deci trecem la grup. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, la punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind însușirea raportului asupra gestionării tuturor bunurilor supuse inventarierii anuale, aparținând unității administrative teritoriale. Vizavi de acest punct, dacă sunt de făcut comentarii, poate domnul. Asupra acestui punct, ar vrea să vă rog pe cei din salariații primăriei să-mi prezentați un nou raportul când va fi gata acesta și care sunt unitățile generatoare de profit. Care sunt unitățile generatoare de profit. Sunt închiriate cu cât și ce termen mai au de închiriat sau de concesionat. Deci tot ce înseamnă spații concesionate. Tot ce înseamnă spații concesionate, închiriate și perioade. Și valoare, de interes. Mulțumesc. Eu aici aș face o remarcă, David, de inventariere, deci unitățile din învățământ sunt în inventarul primăriei. Le-aș cere ajutorul, dacă pot să mă ajute, privind darea și luarea primirii a gestiunii de la școala Tucă, pentru cât postul director până a dat mică primirii până acum. Nu o să ajung la poate că încă v-ați ajuns un punct cu dar nu, când eu am solicitat, am lăsat pe ușă fără butuc, la care am pus o butuc ca să ajung în birou. Vreau să o discutăm imediat după lumea. Da, discutați cu doamna directoare și... Am făcut adresă scris, ne-a dat nicio lăsă. V-aș solicita că mai bine să ne vedem toți la școală după, inclusiv domnul Ticeli. După vacanță. După vacanță. Să-mi amintiți și să-mi ajung acolo. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul hotărâre? Împotrivă, abțineri. Am adus la punctul numărul 5. Proiectul hotărâre privind aprobarea valorii investiției proiectului de reabilitare, modernizare și dotare cămin și ușurat statuta, comunat cu totul de spartor. Vă rog, domnul Mischelu. Altcineva? Poftim, domnul Mischelu. Deci, în valoarea totală este de 430
unui nou căven în satul Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș. Lăsând la o parte, tuta care are 4 căveni, 5, mă rog, nu știu ce. Nu, nu vă învăț așa. Tuta n-a niciun căven de până. Cum n-a nici Târgu Trotuș. Nu, biserici încă nu este funcționat doar la mână, l-ai făcut de sat, eu am o prietă să fac, inclusiv la Târgu Trotuș. Am făcut referia și la cele private. A, nu știu, dar și la Târgu Trotuș sunt private, nu? Nu sunt. Dați-mi un exemplu. Aveți aici, nu la Cătălin, este căminul vechi care este dărăpânat, care poate fi folosit. Dar nu este, este un real pericol public. Domnule, deci nu poate fi este catalogat privat, ca și este cămin. Ăla este o paragină, este o paragină. Așa. Când, nu aș vrea să... Scută discuția, când, pe când se va începe proiectul care l-am demarat, eu știu foarte bine că nu sunt la butoane, nu sunt la conducere, nu am nicio șansă ca să mă apuc de asta. Deci, dacă am inițiat un proiect, ar fi bine ca să picăm din comun acord și să luăm o dată tabără de coare și hai să începem să facem și ceva în comunat de Brodăș. Asta vreau. Vreți să spuneți că nu s-a făcut sau cum? Păi... Odată ați mai deschis subiectul și a zis că personal vă veți ocupa de acest. Eu n-am spus niciodată personal. Amintiți-vă. Nu, n-am spus una așa. Ai spus cu... Și uităm pe ședința de urmă. Nu ne certăm. Situația e în felul următor. Când? Un răspuns concret. Când ne vom ocupa de problema respectivă? Haideți ca să nu mai lungim, nu să mai dăm în aburele. O lăsăm pe ședința viitoare. Nu, aburele aveți dumneavoastră. Situația e în felul următor. Eu nu am nicio aburele lui domnul Forduș, nu la mână și a doua la mână. Dacă vreți, ca să începem așa, păi putem să începem și altfel. Eu nu am nicio aburele. Eu am spus clar că mergem pe luna viitoare. Așa. Da? Deci ați mai deschis subiectul? Deci, am deschis acest subiect ca să vă întreb când începem la Târgu Trotuș construcția unui nou cămin. Domnul Nicotel, eu am două cămini de seară. Deci când începem la Târgu Trotuș construcția unui nou cămin. Deci vorbim, nu discutăm, vorbim în sală divers. Nici o diversie, te rog frumos, dacă vrei să iei cuvântul, ridică cu copita să spunea Amicaru și ai vorbit. Mă rog, referitor la, deci, programul prin care se face reabilitarea acestui cămin la total, știm cu toți care este. Da. Am propus, pentru un proiect de hotărâri care poate nu ați la asmiția. Da, domn profesor, dar tot reabilitare am cerut. Nu am cerut construcție. Da, deci reabilitare, să fie clar înțeleg. Asta vreau să întreb. Deci, în proiectul de hotărâri care l-am inițiat și l-am aprobat atunci, da. Dacă n-a fost desprins, dacă este valabil, adică dacă există la acea clădire cu statut de cămin cultural care trebuie reabilitat. Domnul profesor, tocmai asta am cerut eu. Vrem tot reabilitare. Domnul Scurea a spus mai înainte, când se va face reinventarierea acum în loc, voi să le spună clar, cât mai are respectiv, cu atât mai are, un an, doi, trei, ca să știi ce faci. 2022. 2022. 4 ani trebuie să stăm pe dușă, domnul profesor, pentru că nu puteți să ne apărăm. Nici nu poți să te apărăm, pentru că nu ați venit în facultate. Contractul se potrivește. Haideți că așa să mă discută ședința în distanție personală. Asta nu vreau să știu. Dacă hotărârea este validată și din prefectura. Da, nu a respins ca și legalitate, dar acolo nu a fost vorba de aprobarea unui proiect. S-a schimbat la destinație Da, dumneavoastră, vreau să votați un proiect de hotărâre pe care să faci un bloc acum. Ei, au fost, m-am dat trecut. Au fost, atâta timp de rezolvare. Bun, haideți să ținem cont. În principiu, un lucru e clar. Dacă puteți identifica, și vă mai spun că am avut discuții cu consilierul de Târgu Trotuș, un alt spațiu mai aproape de centru. Dar mai alt spațiu. Nu, a fost termenul și din joară, de asta au fost. Da, vă rog, domnule. Având în vedere că în comuna Târgu Trotuș, pentru satul Târgu Trotuș, există un proiect la Sertar pentru reconstruirea unui cămin cultural, vă rog frumos, interesați-vă. Sigur, este proiect. Acum, lăsați-mă să citesc, să știe lumea despre ce este vorba. Noi propunem, adică articolul 1, se aprobă valoarea de investiție a proiectului reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, satul, dacă m-am întrebat, județul Bacău, cu valoarea de 1.965.986,14 lei, când e trecut și în euro, din care valoarea eligibilă, din care valoarea eligibilă, 1.602.631 lei, respectiv 331.049 euro, și valoarea neeligibilă, deci valoarea neeligibilă aia trebuie să nu portăm noi bune. Sigur. 100.000 de euro. În baza contractului încheiat cu agenția pentru finanțarea investițiilor rurale, conform anexei C
ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Deci este foarte important să știe lumea. Banii vin de la APIR, bani europeni, da? Bani europeni, căminul ăsta este de pe timpul bunicilor noștri și nu mai pasă. Acum nu trebuie să ne bucurăm că moare capra vecinului, să moară și capra noastră, la liber. E bine că se face. E bine că să pun și o întrebare. Da, doamnă. Din suma asta, deci 4 miliarde și cât vine acolo de la primărie și vreo 12 sau câte de la AFIR. Se organizează licitații, se organizează. Eu știu fel de fel de pe SEAPE, unii pe niunde, pe tot acâmul. Dacă suma asta nu ajunge la 16 miliarde, 17, cât, 16 și cât e acolo, mă interesează suma datorată de primării va fi aceeași, va fi procentuală cu suma... Exact. Procentuală cu suma... Cu suma... Licitat, ceva rezultă. Nu, deci dacă, de exemplu, e numai 10 miliarde, primăria dă 2 jumate, a firul dă 7 jumate, 8 sau cât bine, da? E nu știu 100% din valoarea. Deci e un procent, da? Deci e un procent. Să nu credeți că va scădea foarte mult. Eu bănuiesc, nu scade, că nu avem mai crește. Mulțumesc, deci asta. Nu va scădea valoarea, pentru că așa se întâmplă totuși la școală. Deci s-a zis că se scade. Și atunci trebuie să știm că asta este sumă. Care undeva, dar nu se poate scade. Suntem de acord cu... Ce zic, aprobăm valoarea. E o valoare, este estimat. Eu nu înțeleg care idee, băia. Aprobi o valoare. Valoarea asta cine o dată? Cine estima valoarea? Baza proiectului. Proiect. Și atunci de ce se depășească de pe proiect? Supune la vot cine este pentru. Mi-a pierdut capul. Mulțumesc. Împotrivă, abține. Deci, la urmă, acolo, proiectul hotărâre. Care este legat de proiectul deputat anterior. Proiectul hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru avansul valoare de 726.000 în favoarea Agenției pentru Finanțare Investițiilor Rurale, sunt conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 79/2009 pentru realizarea proiectului de adaptare, modernizare, dotare, cămin cultural și asupra pământului solicitării de acolo. Dacă îmi se aminti acest proiect, mai sunt... Domnul Gorgă, vă rog frumos, articolul 1. Se propune aprobarea solicitării scrisorii de garanție în suma de 726.240.00. De 7 miliarde de așa e, da? Așa, de la... AFIR. Da. Deci prima tranșă, practic, a banilor ca să ne putem apuca. Ceea ce ne aproximativ 40% din... Domnul director, vă rog să spuneți exact că sunteți profesor de matematică, calculați care nu cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Am ajuns la punctul 7 ordine de zi. Fără calcule matematice, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire, înfrumusețare, păstrare a ordinii și curățenie în comuna Cântușor. Indicat, deci, cum ar fi.
preventiv. Vă rog. În urma studierea acestui program, dacă aveți intervenții, doamna care a inițiat. Elementul de infrastructură necesare susținerea acestora, modul de utilizare
partajată elementul de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice. Vă rog, domnul consilier, dacă aveți ceva de lămurit sau să te văd cu dacă poate să ne spună domnul primar, dacă vreau interveni ceva față de ce a fost până acum. În aceeași treabă, doar că e un regulament care trebuie aprobat și este vorba de cifra digitală. RDS, așa, care vor să treacă pe teritoriul nostru la momentul de 200 de metri, așa. Și totul se reglementează la nivelul Bacău, Ancom. Așa. Acum trebuie să spunem că este un lor legi. Exact. Ei plătesc o taxă? Trecem sau nu? Păi, văd, de ce Am ajuns la punctul de verse. Vă rog dacă sunt înscrie la cuvânt. Sunt cooperativ și abține să-i dăm și voi la cuvânt. Eu. Deci, prin domnul Mureanu Petru. Primul punct ar fi angajarea domnului care s-a angajat ultima dată. Domnul primar ne-a promis că o să cheme astăzi. Am adus fișa a fost. Nu știu, ați spus că vă aduceți fie, bine. Am fi zis. Nu am înțeles. N-ați. Al doilea punct ar fi să fie publicat pe site-ul primăriei bugetul local detaliat. Detaliat. A. 2015-2016. A fost exact publicat frumos. Aș vrea să fie publicat. Adică s-a spus să fie... Da? Acum despre drumul județean 112. Este acum în administrarea Consiliului Local sau... Da. E în administrarea Consiliului Local? Și când nu am fost mai în administrare. Așa. Vreau să vedem mai aici. Am o hârtie prin care spune așa. Consiliul Județean Bacău, întrunită în ședința ordinară din septembrie 2017, hotărăște. Se aprobă planul operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și adieții pe drumurile județene din județul Bacău cu bazele de dezăpezire pentru iarna 2017-2018 prevăzute în anexa 1. Anexa 1 spune așa. Deci pentru baza de dezăpezire Onești, din care face parte drumul județean 112 Onești Târgu Troduș. Și îi spune, utilaje necesare, două auto cu lamă și RSP, un încărcător, un buldo excavator. Domnul Mureanu, vă scuzați. De asta am zis deci la Consiliul Județean Bacău. Deci asta a fost aprobat de Consiliul Județean Bacău. Păi da, dar noi am făcut lucrări pe drumul județean. Ce să facem? Am făcut lucrări pe domnul județean? Nu știu unde bate dumneavoastră. Deci, păi da, noi eu am desfăcut, dau un exemplu. Eu în momentul în care am schimbat lama la utilaj, la sediu, în loc de cup am pus lama, i-am spus domnului de pe utilaj, domnule, când te duci la vale, chiar dacă e DN, lasă cupa și du-o, că nu e greu dacă tot mergi pe acolo să dai cu cup. Asta înseamnă că am făcut ceva elegant. Dacă drumul județean, dacă Consiliul Județean a hotărât ca să facă pe drumul respectiv ei lucrările necesare, ce demersuri ați făcut ca să facă pe porțiunea respectivă să vină ei? Ce demersuri ați făcut? Dacă stăteam după demersurile lor. Domnule, dar nu se vine așa, că ce, domnule, că dacă stăteam
Deci dumneavoastră aveați obligație să-i sunați, domnule, vedeți și veniți pe partea drumului județean, pentru că prevede prin hotărâri de Consiliu că îi asigurați pe drumul județean lucrările respective. A fost drumul circulabil, domnule Ungura, și cu la acolo? Dom'le, dar nu, eu nu ți-am zis că a fost circulabil. Eu mă întreb, ați făcut... Așa. Deci noi am făcut mai multe lucrări, da, pe drumul județean. Din ce an? Din 2012, 2015. 2012 s-a luat. Deci 2012 s-a înființat drumul județean. Lucrările care au fost făcute de drumul județean a fost solicitat către județ ca să ni se dea banii înapoi sau sub o formă prin care să se găsească și orice. Ce să depășesc? Deci cu hârtia respectivă, domnul consilier, aveți de consilierul. Vă duceți la Consiliul Dar nu mă adresez, eu spun ce asta, eu mă adresez dumneavoastră că Consiliul Local pentru totuși a întreprins lucrări pe drumul respectiv. Nu am întreprins județ. Domnul Ungurean, dacă îmi permiteți. Cred că am văzut la televiziune chiar recent, de când cu Zăpezul Dețea sau Ploia Fundente, câte drumuri județene din România sunt distruse. Dar dacă sunt banii lor. Indiferent ce am făcut domnul Ungurean. Dacă s-ar fi intervenit, nu mă refer la mandatul domnului primar în funcție și la celălalt. N-ar fi interesant să reboare cât de cât drumul care era din piret local cu altfel. Noi îl practicam tu, dar sau tu, Lodășeni. Da. În ce stare s-ar rămâne? Dom'le, dar dacă este pus și ei au obligațiunea ca să respecte această hotărâre, eu asta vin de ce? Hotărârea de cine este dată, domnul? De Consiliul Județean. Acolo vă duceți, domnule. Dar de ce să mă duc, dar, domnule, dar atunci nu mai fac drumurile, fac drumurile locale. Și să le las până așa, dacă nu ajung ei să... Păi văd demersuri ca să întrețin. Lasă demersurile, că în momentul în care zice că e clasa D, drum clasat în clasa D, zice, domnule, de la A la D se pleacă, la D ajunge mâine să dezăpezi. Eu ce fac? Mă iau și zic că domnul Ungurean nu vrea să mă duc să dezăpezesc. Situația e intervenit la prima oră, adică noi din 2012, de când este drumul, e situația întotdeauna în fiecare an, adică s-au făcut și alte lucruri, nu numai acestea. Dar eu vreau să aduc în evidență câte solicitări ați făcut, domnule, uite, eu am făcut pe baza acestui deviz lucrarea respectivă. Vă rog să-mi acordați sau să-mi dați bani înapoi sau să-mi dați facilitate. Facem o adresă prin care cerem postul local să dăm înapoi postul. Foarte bine. O vădere de postul local, să vedem de dumneavoastră. Ca să putem banii aia să-i cheltuim în alt scop. Faceți deci, un loc am făcut, dar și de rest de da, așa e domnul. Dacă știam chiar că nu filmam ședința asta. De ce? Dar nu publicat, nu ce probleme. Nu, frate, o publici, s-o publici. Păi, dar nu am nicio problemă. Problemă. Nu am publicat, puteți să publicați. Da, hai, stai, domnul Andrei. De ce? Da, eu am o problemă, deci. Păi, adică nu termin și... Nu știu. Da, nu mai am. Am înțeles că ar scuzați-mă, dacă mai aveți o problemă. Dar eu am spus că am mai multe. Dar n-am spus că... Păi da, am mai multe. Domnul președinte, limitați-vă. Nu poți să limitezi. Nu, domnule, dar să știi că pleci. Atunci înseamnă că pleci. Dar, domnule, dar e două lucruri. Dați-mi unul la care vreau. Deci, noi am proiectul de PNDR pentru modernizare drumului de interes local în Târgu Trotu și a fost aprobat pe 26.1.2017. Ce aport a adus domnul Neagu George pentru îndeplinirea acestui proiect? Pentru că știm foarte bine, în paranteză, domnul George prima dată a fost adus ca consilier, după aia a fost angajat și a fost angajat. De ce a fost angajat? Te-a spus, dar nu ești tot consilier. Este consilier, domnul. Are ce deci este consilier. Hai să pe drumul de interes local. Dar, da, pe drumul de interes local. Nici nu era angajat la ora respectivă, din câte știu. Stați așa, nu? Deci Bonzul a fost angajat. Bonzul a fost angajat. Proiectul privind înființarea, deci proiectul privind înființarea rețea canalizare din Vișoara a fost aprobat pe data de 14 aprilie. Care? Proiectul? 2017. Care din proiecte? Canalizare. Drumul de interlocal ce a zis. Eu am spus așa pentru canalizarea din Vișoara. La început a spus ce aport a dus domnul Neagu la drumurile interesante. Păi, da. Pentru că domnul Neagu a venit, da? A fost spus că dânsul ne va ajuta ca să obținem fonduri prin care au fost susținut și de domnul Scoarea, da? Care a spus că, domnule, ce nu ar trebui să fie în domeniul ca să poată să fie aprobat proiectele respective. Și se aprobă proiect, deci noi depunem pe PNDR
pe 1 ianuarie, proiectul pentru Vișoara este depus pe data de 3, se aprobă proiectul pentru Vișoara, pe PNPR nu s-a aprobat proiectul. Deci domnul Neagu, până la urmă, ajung la concluzia că nu și-a îndeplinit atribuțiunile. Domnule consilier personal și consilier personal. Domnul Urean, eu v-aș ruga un lucru. Deci merge strict pe problemele clare. Ceea ce spuneți, nu știu, nu găsesc legătura. Ori eu sunt obosit, ori nu mi-a spus. Bun, și eu recunosc că dimineața pe drumul. Eu sunt dar nu văd legătura între amintea. Nu văd ce simt. Nu vedeți pentru că nu vedeți. Păi atunci ne-ați spus, da, pentru că ne-ați spus că, domnule, PPNDD se va aproba. Domnule, PPNDD, încă o dată vă spun în fața camerelor, de că mai am două filmări care le-am face, spun. PPNDD au fost depuse 4 proiecte, 2 de asfaltare, una pe canalizare Vișoara și una pe poduri și cotețe. Ni s-a spus din start, se va merge pe principiul apă, canal, școli, grădinițe, creșe și așa mai departe, prioritar, iar pe PNDD se va merge expres pe drumuri. Cum ne explicăm atunci că au fost aprobate tot pe aceleași proiecte, 7 comune cu 24 de sale de stabilite? Nu, interes local. Care? PNDD, da. Dați-mi comună. Și 156 de kilometri făcuți. Drumul județean. Da. Drumul județean. Da, dar tot interes proiect. Nu, proiectul pentru PNDD. Deci, haideți ca să devenim cu vizionare pe drumul. Au fost aprobate 156 de kilometri de drum județean. Da, pe proiect PNDD. Așa. Da, pe proiect PNDD. Pe proiect PNDD, drumul județean. Păi, dar nu asta am avut și noi, deci noi am avut pe proiect PNDD. Deci comunal e cu totul altceva. Eu am dreptul comunale. Eu cu județeanul nu am avut dreptul să mă ating pe el, înțelegeți? Județul a vorbit. Județul nu a obținut bucata pentru noi. Eu am intervenit și am zis, nu, domnul, nu mă întrerupeți, vreau frumos. Județul nu a reușit ca să ne prindă kilometrul respectiv, atunci am intervenit noi și am zis, dacă n-ați reușit voi, dați-ne nou ca să-l facem din banii din buget local. Asta a fost discuția. Pe cum, dar ei n-au reușit? Eu asta vreau să n-au reușit. Cum n-au reușit? Adică tot la urmă... Întrebarele au adresate pe noi. La noi nici un kilometru, 200 de kilometri. Domnul consilier, întrebarea, cu toate vă spun, le adresați lor. A fost contribuția lor, n-au putut, n-au mă rog. Așa a fost. Funcție de trafic, poate... Eu nu mi-am permis ca să mai duc încă un an praful și gropi, vedeți și lor asta. Tot eu iau în jurătură, nu dumneavoastră. Hai să fiți serios. Bun. În legătură cu TV exclusiv, prelungirea contractului. Așa. Pe ce bază s-a prelungit? Eu n-am nimic acolo, pentru că nu... Dar ce cu bază atunci? Dar nu contribuie pentru noastră, pentru că la un moment dat a spus că nu aveți nicio tangență, nu se prelungește, noi n-am trecut prin hotărâri de Consiliu și contractul s-a prelungit. Da, nu știu până când ajunge, nu mai acum, nu știu când. Nu știu, în iunie. Iunie? Iunie, bă. Nu știu exact. Anumite contracte nu se trebuie în măsăruri, poate să nu fie dacă trebuie în măsăruri. Deci nu poate să... Deci nu, nu am. Nu! Anumite pot să nu trebuie în măsăruri local. Deci nu am. Da, deci a fost... Dacă în contract... Nu, nu uitați! În contract s-a stipulat cu drept prelungire. Da, da. Perioada de... Era, exact. Nu te potrăi în poți. Situația este următoare. Dumneavoastră. Așa la concesionarea pășuntă. Îi țin prelungire. Domnul președinte, țin minte, în anul 2013 s-a militat necontenit pentru filmare. Domnii consilieri de aici de față care am pus și m-am dat trecut. Eu nu am zis că eu sunt că potriva să filmez. Domnul Mădreare, vă rog frumos. S-a prezit contractul, dar tu trebuie să nu filmezi. Am înțeles. Deci s-a vrut ca să se filmeze. Inclusiv eu, domnilor consilieri, știți că s-a mers pe variantă, domnule, să fie filmat, să vadă lumea exact ce se întâmplă, să nu apară tot felul de riscuri. Foarte bine, domnule, dar eu n-am zis că de ce filmează. Eu am întrebat contractul, s-a prelungit, fără să știe consilierii. Asta am întrebat. Mai ales? Da. Contul de execuție a bugetului de trimestru 3 și 4 a fost prezentat conform legii numărul 273 din 2006, articolul 57. Conform legii cer să fie prezentat în următoarea ședință. Nu a fost de dar la fiecare ședință ne-am avut rectificat din buget domnul... Da, de trimestru 4 n-am. Căutați în dosarul în care avem, la fiecare rectificat din buget era trecut în secțiunea de dezvoltare, secțiunea de funcționare. Asta înseamnă execuții bugetare. Da, da. Domnul Grandu,
Domnul, eu spun că nu a fost. Noi trebuie să... Deci una este altă și asta este altă. Tot ai întrebat că nu a fost, ceva și mai din motivul. Păi eu în 2017. De ce te primesc de vechiul? Așa de înțeles, cu vrei de tăilat. Nu vreau nicio instituție bugetară, apare de noastră. Nu se diferențează de ce este? Italian. Da. Deci este, deci trebuie conform. Da, trebuie să stai să vă spun și conform de execuție. Pe primesc, eu am întrebat doar la mea, dar lumea se ridică la acest punct proces. A fost. Pe instituții de dezvoltare, nu mai ține loc din eu mă documentat. Ceea ce zice domnul președinte, ceea ce zice domnul Guleanu, în neștiință de cauză, reprezintă dosarul meu. Deci nu există să zici. De ce? Păi nu, asta este lege, domnule, pe care trebuie să se dea. Păi și atunci, de ce n-a asta? Păi te primești să mă cred că Satan a somnit dumneavoastră în pagine. Altă întrebare. Deci, altă întrebare. Le s-a omis, nu? Le s-a omis, nu? Foarte. Vedem la ședința viitoare, vedem exact ce să... Deci așa s-a luat. Notează, doamna, notează. Am notat deja. Deci așa s-a luat. Haideți, vă rog. Uitat în curtea de conturi. Da. Dacă avem blocat contul primării, cumva. Ce întrebare. Deci aveți nevoie de studii, să știți. Aveți nevoie de cursurile respective. Foarte bine. Și cer, specific, vă rog, să faceți, da? Deci încă o dată revin și vă spun, vă dau dreptate. Deci prin decizia numărul 50. Din 07-12-2017 s-a dat termen de realizare pentru recuperarea prejudiciilor sumelor. Așa. Suntem. Da? Și atunci v-ați, termenele care au fost date înseamnă că de-ați vreau să știți că nu sunt doar. Adică curtea nu de conturi, curtea de conturi. Păi nu știți exact. Dar să vă știți. Ca să știți. Așa. Adică noi, Consiliul Local, trebuie să înțeleagă că nu să doarme cu brânci în primărie și gata. Trebuie să respectăm și noi legea care ne-a fost dată de curtea de cont. Deci ducem la îndeplinire orice măsură care ne s-a lăsat. Da. Da. Și probabil la o ședință lună de deci, că vor desfi informații. Exact. Păi așa ar trebui. Aveți obligativitatea, conform aceștia, să ne prezentați în termen de 10 zile, de la data primirii deciziei, o copie a raportului de audit. Deciziei? Ce decizie? Păi decizie ce care... decizia de încheiere, decizia de final, deci ce decizie? Deci numărul 50 care v-am spus, așa. Deci curtea conturi, de conturi, așa spune. Dumneavoastră deci aveți obligația, dar în termen, da, dar am primit decizia. Da. Decizia o primit și deci decizia am primit. Da, de la curtea de conturi. Dar trebuia și raportul de abilitate. Deci și raportul, da? Mai aveți? Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Lanta. Deci problema este primul punct. Deci ar fi drumul ăsta. Deci îți bat. Haide să punem niște balastru. Nu pot, nu, nu. Balastru se usucă, n-ai ce te faci. Nu acum. Când se usucă? Nu. Ceva trebuie făcut, domnul Lanta. Trebuie adăt până la soluții de definitive, trebuie răcăite. Răcăim, găurile o să rămână iar la fel, că acolo nu o să niveleze și acolo rămâne gaură. Și credeți că dacă punem balastru, nu vor fi găuri după ploaie? Nu să mai punem balastru, mai intră mult furtic cu balastru. Nu, nu, nu. Dar nu mult, măcar cât de cât. Dacă nu pui, ca lumea nu se lipește, degeaba am pus. Nu, eu am mai mers pe o altă variantă. Acum trebuie să mă interesăm să vedem valoarea pe care o are piatra respectivă de macadam ca să se scoată și să se compacteze. Eventual, tragem nădejde că pe benedele 3 am printre direct în asfaltare, aș mai investi. Deci e un lucru aici care am făcut 2 miliarde pe drumuri, când am avea asfaltul, nu mai știi. Eu acum să vă zic sincer, am gândit să-mi iau un tractor, să ne luăm un tractor, știi, discuția de ieri. Păi cum să nu mă dau? Mă tot părinezi, eu am intenția să-mi cumpăr un tractor. Așa. Dar de ce zâmbiți atunci? Păi știu, dar plătezi prima dată. Exact ca și cum ar fi părinte publici, ar fi aia. Până îmi iau eu pentru mine un tractor. Am revenit la sora. Da, nu, dar nu, dar domnul este... Să nu mă tem de discuție. Da, asta e un subiect serios. Stăm până la 8 aici. Da, bine, bine. Bun, domnul Grean. Vedem, ne consultăm cu toții, vedem cum ajungem la un punct comun, inclusiv domnul Vilar descalificat. Da? Și
vedem cum... Se ridici în închiriat, avem câteva descalificate. Atunci în închiriem și poate prindem, noi trebuie să le zbatem, să prindem asfalt. Trebuie 2-3 zile pe an. Bun, dar nu uitați, chiar dacă se va prinde asfaltul, sunt drumuri. Dar de 2-3 ori, da, ce voi în prima dată, că nu am dat acolo să-ți dau bună. Dar s-a că eu să nu vreau să-ți pare bună. Da, vă rog, dumneavoastră. Așa, în al doilea rând, câinii ăștia, ce facem cu ei? Înșoare, că-i adoptăm. Înșoare, adoptăm serios. Deci, ori ăștia de la, ori ăștia. Ce vrei să zic eu în fața cameră? S-a făcut tot. Să ia mă, nu am văzut, adoptați, iubiți și câinii vagabonți, ce să mă duc? Nu, eu, știu. Discutăm. Deci ce înseamnă la muzică? Noi, e bine să, da. E bine să ne percepem în toate câte o leagă, domnul. În al treilea punct aș dori cu apa ce se întâmplă. Curge. Da. Deci aici e problemă. Deci fără. Domnilor consilier, la ora actuală avem, știți că mult discutat sechestrul pe care așa, mai avem suma de 35.000 de ani. Așa și se ridică sechestrul cu privire de contul respectiv. Domnul Ungureanu știa ce face, dar nu știa unde să bată. Înțelegeți? Păi de acum o să iau o bătă mai mare să ajung de greu. Da, Dumitare și Ludovic Orban. Acum să vedem, probabil mâine. Înseamnă că facem dumneavoastră, nu-i se bani. Nu-i se cu celorlalți colegi. Da, da, de azi nu poate să schimba. Da. Nu de altă, dar o foaie cu 2-3 foi trebuie să faci un proces verbal cu dumneavoastră. Apropo, ați plătit proiectul de ieri? Poftim? Ați plătit proiectul de ieri? Nu, aștept să... Da, bun. Aștept să plătim. Da, deci mai avem 3500 de proiecte, da? Apoi intrăm într-o altă reașalomare mai bună. 3500, vreți să spunem cât avem datorii exact, nu? Mai am undeva vreo 100.000. Da. De ce nu se mai continuă cu cei care n-au dat? Se va continua. Vă rog frumos, nu mai te lucrezi, vă rog. Știți destul de bine și acum aveți idee, pentru că am și arătat aparatul respectiv, da? S-a achiziționat un aparat, s-a achiziționat. Am fost forțați, practic, să achiziționăm, așa. Vor veni de la CRAB și, să vă zic sincer, este și un domeniu în care, referitor la angajarea asta cu cânte care o discutăm, pentru aparatul respectiv. Ați văzut o parte din dumneavoastră de ce e vorba și urmează ca să se pornească acțiunea. Da? Da, să zice că îi depistăm pe cei care îi fac mereu. Dar cei care n-au dat, totuși, din contribuția care... Câți aveți? Păi așa spune. Domnul primar spune că s-a achitat. Curtea de conturi chiar a atras atenția asupra acestui fapt. De ce? De la vreo platnici. Și da, unde scrie paragraful? Deci, într-adevăr, sunt datorii. Recuperarea datoriilor. Datoriile, știți ce înseamnă recuperarea? Înseamnă o sumă de undeva la 100 milioane de lei. Datorile care trebuie să le ciupim, că de 1.000.000, câte 1.000.000. Restul ce sunt mari? Deci, e așa o spune. Orice paragraf, domnule consilier, orice paragraf se poate interpretat. Păi, mi se pare corect. Domnul Andăr, tu n-a treabă, văd mai vreo. Încă acolo la părâul Caraclăului acolo. Așa, da. Se aruncă încă mizerie acolo. Unoaie la greu. Hai să punem o cameră acolo, să facem acolo. Vorbesc serios. Dar de unde? Până asta e. Nu, dar nu permanentiți cineva care intenționat. Intenționat polimă. La două săptămâni după ce se face curățenie, s-a dat unul. Îi dăm o sarcină cu un David, că stă... Și acolo la păr. Oricum trebuie în cartul. Nu e pe laborator. Da. Mereu acolo să se poate numai la greu. Știu. Acolo e o problemă. Păi zici că bănuiești pe cineva. De bănuit toți bănuiești. Da. Bănuiești de văzut ce este să numești. Da. Până atunci vedeți să facem curățenie. Da. Duce acolo în jale. Domnul Din, da. Domnul Din, aveți cuvânt. Am văzut o acțiune prin Bănuie, prin sat, cu niște pieri betoane, cu niște serii, cu nailoane. Am înțeles că modernizează rețeaua distribuției, da. De ce?
cere, au vreo aprobare de amplasare, au vreo... Nu este nicio aprobare. Este vorba de un proiect la nivel european, în care am reușit, m-am spus când am avut problema atunci când am stat 2 zile totuși fără curent, dacă țin prin toamnă, nu până a fost. Așa, din discuțiile care le-am avut, am reușit să ne curăm în față și să vor schimba 147 de stări pe principal. Da? Deci tot ce înseamnă stări respectiv vor fi schimbați și vor fi puși la limita cu proprietatea. Deci nu vor mai sta în mijlocul drumului, că n-ai loc nici de alee și nu poți să mergi așa. Am hotărât de comun acord cu cei de la Ion să-i punem la limita cu proprietatea. Și cred că este cea mai bună idee. Mai la limita cu proprietatea, limita cu proprietatea, dar asta nu înseamnă că omului este comportă. Păi de-aia veni și vedeți, unii odată ăsta cu spray la mine, să vedeți cine vrea să pună stil. Ia arăta cu poarta. Aici e poarta și patru. Haideți ca să facem așa. Orice... Ăla a făcut semnul că aici este consilier. Eu am un stil pe proprietate. Nu, nu există. Deci nu tocmai asta este. Deci tot ce înseamnă stil pe proprietate. Nu am treabă cu ăla. Deci poate să pute. Nu am treabă. Ideea este... Măcar să păstrează poziția vechi sau nu? Sau vii și pui omului, păc, îi dai cu șpreul, îi dai cu dacă s-a făcut, domnul Grea, vă rog, dacă s-a făcut un semn cu șpreul, nu înseamnă că deci, atunci, probabil, vom ieși și noi, vom conta soluții, domnule, nu vreau acolo, vreau o leacă mai încolo. Dar oricum, nu vin cer, că nu vom mai fi nici în curtea dumneavoastră și nici în la mijloc. Deci va fi lângă, gata. Da. Orice se poate asta. Vă rog, mai aveam o idee, dacă mai aduci încrederul ăla, dar tot vorbim discalificări. Autogredul ăla care nivelează, în spate are discalificat. Dar nu o relicvă de grede, trebuie la grede. Nu știu relicvă, care a fost, am văzut că are spate chiar. Ce înseamnă, da? Trebuie și ăla să-ți bată în urmă, lumea o să iasă în boartă și o să... Oricum mai faci bine, asta e clar. De asta vin eu cu alte variante, vedem. Și vor să discutăm una. Nu, să discutăm una. Nu, eu mă refeream la ideea că se cumpărăm noi scarificatori. Oricum vine ăla, la ce zic, cum pe scarificatori? Domnule, să facem un scarificator, e o lamă de grele, care se adaptează după un tractor ăsta. Cu greutate, cu greutate. 4.500 de euro. Scarificator e ăla? Nu, e lamă. Scarificator e cu totul așa. Bine, mulțumesc. Așa-i greter, dacă este... Notarea spunitele mai, vă rog frumos. Cine răspunde de bunul de escalator? Cine este șeful? Luni sau când? Mâine, dacă se poate. Mâine dimineață. Mâine trec undeva pe la 12. Exemplu cu gunoaie aici, pe la albia produsului. Păi vă arăt filmarea. Am și la radio, mă. Deci este aici, aș vrea cruzat. N-am putut să intre la... Am trecut amândoi. N-am putut să intre din cauza faptului. Au încut, acum, că se taie... Crenci. Păițează cu bai și toate, este bine. În principiu, mâine, la ora 2, jumătate de oră, dacă e... Va pleca pe drumul. Eu am vorbit cu... Deci mâine dimineață, dacă tot treacă pe drumul, să ia drumul ăla, se duce la vale și... A făcut ordine. Dar nu poate intra din nou. Da, domnul Bacaru. Aoleu, mă scuzați, domnul Petre, că cred că același punct vrea să-l atingeți, nu? Că am venit, am vrut. Atingeți puncte comune? Deci mă refer la anexa hotărârea Consiliului Local din 15.07.2016. Privind regulamente de organizare și funcționare Consiliul Local Târgu Drogoș. Și aș dori ca toți, inclusiv subsemnatul, să ne mai uităm o dată la prevederea acestui regulament. În care zice Comisie de Specialitate ale Consiliului Local, secțiunea numărul 3. Domnul Boș, dar lăsați-l șterg. Articole 35, 36, 37 și 38. N-am niciun rău să citesc. Vă rog să mai studiem ca să nu mai existe acele discuții
disensiuni și polemici. Atât. E vorba când a fost anunțat corespunzător la ședință. A trag o compoziție. Să știți că eu astăzi l-am așteptat pe domnul Moise să vină să mă anunțe și doamne. Nu, nu, nu. Altcineva la Petru Iubiesc. Gata, ce